Bună, astăzi vreau să vă prezint colecția mea de machiaje și înainte să vă arăt produsele, vreau să fac câteva precizări. În primul rând, vreau să știți că am ajuns la acea maturitate la care să știu ce produse mi se potrivesc și cam care sunt gusturile mele și să investesc mai mult în acele produse. Spre exemplu, am investit mai mult în pensule pentru că am realizat că ele fac o diferență atunci când îți aplici machiajul, că tenul se vede altfel atunci când ai uneltele necesare care să creeze o bază bună. De asemenea, am înțeles că nu mi se potrivesc produsele cremă și am început să folosesc toate acele produse cremă și să nu mai investesc în produse cremă. Am găsit câteva produse care să mi se potrivească și vreau să rămân cu acelea și să nu mai experimentez. Am realizat că, deși am 10 creioane de ochi, folosesc întotdeauna 1-2, deși am nu știu câte mascara, tot 1 sau 2 folosesc și din acest motiv, în colecția mea veți vedea mult mai puține produse față de anii trecuți, însă care sunt pe placul meu, care mi se potrivesc și după foarte mult timp de experimentat și căutat produse care să mi se potrivească, cred că am ajuns cât de cât la o colecție care să mă mulțumească. De asemenea, să știți faptul că mie îmi place să-mi afișez anumite produse de machiaj și astfel mă face pe mine, mă îndeamnă în fiecare zi să mă duc către colțișorul de frumusețe și să îmi ofer câteva minute în care să am grijă de mine și să mă aranjez și e pe stilul meu. Sper să vă placă și să vă inspire și pe voi acest video și dacă e așa, nu uitați să dați like și share. Acesta este locul în care eu îmi organizez colecția de machiaj. Este colțișorul pe care l-ați văzut în fiecare an. La mine nu s-a schimbat locul în care țin machiajul, însă s-a schimbat puțin modul în care am organizat machiajul și o să mă apropii puțin ca să vă arăt mult mai de aproape ce anume am schimbat. M-am folosit foarte mult de cutiile Pink Box și mi-am afișat câteva dintre rujuri într-un suport pe care l-am luat de la Jumbo, am și câteva lucrușoare decorative, câteva chestii pe care le-am făcut eu și aceasta este măsuța. În această parte am parfumurile și dacă vreți și o colecție de parfumuri să-mi spuneți. Mai în spate am un suport pentru șervețele pe care l-am luat dintr-un magazin chinezesc. Am oglinda de la Ikea și pe o tăviță de la niște bomboane Ferrero Rocher. Am 3 pahare și un suport pentru pensule mai mare în care am pus orez și îmi țin pensulele pentru ochi pentru că astfel pot să-mi găsesc mai ușor pensula pe care o caut. Într-un recipient de la o lumânare Yankee Candle am pus niște bețișoare. Acum puteți observa pensulele mele de față, locul în care îmi țin mascara și creioanele. În această cutiuță am creat un spațiu pentru fondurile mele de ten și primere și câteva din produsele mele preferate pentru buze. Acolo în spate puteți observa spray-uri de setare, primere și fondurile mele de ten. Iar pe această cutiuță de la Pink Box am câteva palete care îmi plac tare mult cum se văd în acest loc. Am 2 păpușele de porțelan, restul rujurilor pe care le dețin și o sticluță de parfum vintage. De la o lumânare Village Candle am folosit suportul și mi-am creat un recipient pentru păstrarea dischetelor de machiante și a fost foarte simplu de recreat. De asemenea, acolo am 2 bentițe pe care le folosesc atunci când mă machiez pentru a-mi îndepărta părul din ochi. Atunci când se deschide sertarul principal în care îmi țin produsele de machiaj,
Puteți să vedeți undeva mai în spate niște recipiente în care îmi țin produse pe care le folosesc extrem de rar, cum ar fi bureței, mostre, unguente pe care nu le folosesc momentan sau produse pe care le-am cumpărat, dar nu le încep deocamdată pentru că am altele care așteaptă să se termine. Și undeva în această zonă e un recipient în care îmi țin luciurile mele rezistente Mineral Generation 2 și alte luciuri de genul acesta pe care le folosesc foarte rar și mai mult pentru filmări, astfel că le țin undeva mai în spate. Iar restul produselor pe care le vedeți destul de la vedere sunt produsele pe care le folosesc și despre care vă voi vorbi ceva mai detaliat. Să ne apropiem. Această paletuță este de la o carcasă de DVD. Am făcut-o după un video al Manuelei și mi-am depotat foarte multe coaduri și sunt produse pe care trebuie să le folosesc cât mai repede pentru că în curând vor expira. Iar în colecția mea s-a adăugat această palețică de la Deli Plus, o găsiți în Spania și practic această porțiune care e făcută cu o tăviță de la bomboanele Ferrero Rocher este partea de machiaj pe care o folosesc cel mai des, vedeți pensulele mele de la Eco Tools, dar și două palete de farduri mate pe care vi le-am mai arătat în videouri anterioare. Și bineînțeles că vreau să vă arăt și palețica de la Deli Plus, care se spune că este o combinație între cele trei Naked și că practic ar fi o copie, dar nu o copie fidelă pentru că are combinate culorile din cele trei palețici Naked. Și dezinfectant. Apoi în această tăviță am kitul de sprâncene de la Elf pe care îl folosesc foarte, foarte, foarte des. Am un fard mono de la Kiko, singurul meu fard de la Kiko de altfel și îmi place foarte mult această nuanță ca și nuanță de tranziție, dar și două paletuțe de la Sleek pe care nu le folosesc zilnic, însă sunt dintre toate paletele de la Sleek cele care m-au atras, O Naturel și Oh So Special. Aici, în partea aceasta, am încă două paletuțe de la Ruby Rose, una cu culori sidefate și una cu culori mate, un fard cremă făcut de mine și un fard metalic gri de la Deli Plus. În acest spațiu îmi țin toate pudrele de contur, pudrele matifiante, iluminator și fond de ten mineral. În acest coșuleț îmi țin un kit de sprâncene pe care îl folosesc vara de la Ladies, un iluminator cremă de la Elf, o bază de machiaj de la P2 și un fond de ten pe care l-am în dublu exemplar și aștept să-l termin pe primul și apoi să-l încep pe acesta. În acest recipient am cele două corectoare cremă de la Catrice, preferatele mele, și mai am de asemenea un iluminator, eyelinerul gel de la Maybelline și baza de machiaj de la Avon. În acest loc îmi țin ascuțitoarea, întorcătorul de gene, beauty blenderul, bureței. Acesta de aici este un produs cu care îmi exfoliez buzele, un scrub de buze, balsamul de buze de la Kors, iar aici se află un fond de ten de la Vichy pe care îl testez momentan și acestea sunt toate blushurile mele, am 9 blushuri și sunt destul de obsedată după blushuri, iar aici acest iluminator duo cu blush și iluminator de la Avon, care nu-mi place, dar căruia i-am găsit acest loc. Dacă vreți să mai vedeți ceva în mod deosebit, puteți să-mi spuneți și vă voi arăta detaliat fiecare produs în parte, cum ar fi colecția de rujuri sau colecția de parfumuri, de blushuri,
pentru că, în general de cazuri, după cum ați observat, s-a diminuat destul de mult colecția. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pa, pa!